Consilierii județenei Partidului Național Liberal nu susțin comunitatea de rom din Dâmbovița. La primele ore ale dimineții a fost convocat Consiliul Județean Dâmbovița în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi s-au aflat 4 proiecte de hotărâre. Au fost prezenți doar consilierii județeni ai Partidului Social Democrat și o parte dintre consilierii independenți care susțin Partidul Social Democrat, adică în total 19 consilieri. Un proiect care trebuia urgent aprobat este cel privind aprobarea asocierii Consiliului Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița și Asociația Romană Dâmbovița pentru organizarea evenimentului Ziua Internațională a Romilor de Pretutindeni în data de 5 aprilie 2015. Cu 18 voturi pentru și o abținere, proiectul a fost votat. Dacă sunt observații la proiectul de hotărâre, dacă nu sunt observații, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Mulțumesc. 18 voturi pentru. Cine se abține? Cu abținere. Da? Proiectul de hotărâre a fost aprobat. Clar, prin neparticiparea la această ședință, consilierii județeni ai Partidului Național Liberal nu susțin comunitatea de rom din Dâmbovița. În data de 5 aprilie 2015, la Târgoviște va fi organizată Ziua Internațională a Romilor de Pretutindeni, în cadrul căruia în toată țara se vor desfășura activități reprezentative pentru această minoritate. Există un protocol de colaborare între Consiliul Județean și Asociația Romanes, încheiat pentru o perioadă de 5 ani, de pe vremea mandatului domnului Florin Popescu. Numărul 2. Alocarea pe care noi am aprobat-o astăzi este aprobată și prin proiectul de hotărâre privind bugetul Consiliului Județean și aprobată și prin programul minimal de acțiuni al Centrului Județean de Cultură Dâmbovița pentru anul 2015. Al treilea lucru. Acești bani sunt destinați exclusiv pentru promovarea unor tradiții ale etniei rome pentru activități culturale. Nu sunt bani pentru alte tipuri de activități, așa cum s-a insinuat. Și ultima precizare, care cred că este utilă, pentru toate cheltuielile făcute, asociația va prezenta un decont, documentele legale și va justifica suma cheltuită. Și mai e o precizare de făcut, că este o alocare minimă prin comparație cu alocările de acum 3 ani, 4 ani de zile făcute de Consiliul Județean. Și mi se pare corect să sprijinim manifestările culturale ale tuturor minorităților naționale care sunt reprezentate în județ. Așa cum, de exemplu, am sprijinit sărbătoarea Tudorița la comunitatea bulgară. Pentru acest eveniment, Consiliul Județean Dâmbovița prin Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, în baza unui acord de colaborare, a alocat suma de 400 de milioane lei vechi.